На Женю бани дром, dar tu zici, nu mai duc la sublas, eu mă duc acolo și azi grăiesc eu și iep morojul la copii. Și nu mai vine. Dacă așa. El o pus ochi pe dânsa și dacă e de unde dăși la poliție, de unde dăși la poliție. Dar mai rab că femeile mănâncă ușii de ușii de șer. Ușii de trăzat, dar nu se duce la poliție și în reanimație eu nu merit să o șadut femeia. Dar la poliție nu o dat omul. Dat omul. Da, e asta, e Doamne ferește. E Doamne ferește femeia are el. Și dacă nici nu poate nici nimic. Cum îi zice ceva, gata la poliție. Cum îi zice ceva, gata la poliție. Și eu le-am zis, zic, și vă potriviți, zic, și nu puteți să-l ia acasă, zic, nu aveți de alt ceva de lucru mai serios. Și dacă i s-o sfădit, las-o de, e violența în familie, nu știu, și după zi sfădească și i-au de făcut. Dacă n-au... Da. Ia ca acum. Da, dar el, domnul Ion ăsta, el... Asta e polițistul, da. Miliția, eu ce le spun, menț, miliția, eu tare eu cărăsc cuvinte. Că-i Doamne ferește. Ștrapul, cum ceva, ștrapul, cum ceva, ștrapul. Și încă îl pune repede să plătească ștraful. Da, îi dă ore. Ia-mi dă-l pe nepotul încoace și eu să-l ajut cum să-l conteste. Dacă el nu trăiește la mine. Dar unii departe, mă tale? Aha. Dar el e la lucru. Uh-huh. Nu, eu seara totodată cum să le conteste și să nu se mai teamă. După masă, el eu mă duc și la polițistul, să-l întreb. Mai poate el să-și bată joc așa de poporul ăsta? Asistența socială, unde sunteți? Doamne ferește, că uitați, Ministerul Sănătății, asistență socială și a muncii. 1.000 de lei pensia, oameni buni. Lumea asta a muncit toată viața și la urmă uitați-vă și... Am lucrat la psibolniță 18 ani. S-a ieșit cu 450 pensii și ne-am pornit cu toleac, toleac s-a mai adăugat. Da, ăștia ani, prin pădure. Pe de-a dreptul, prin pădure. Pe jos? Da, pe jos. Câți kilometri? Nu trebuie și cam vreo 4-5 așa de lora. Pe de-a dreptul. Vreo 10. Pe jos. Așa e că... E foarte jale mare de sarmana lumii. Ce să facem dacă eu dacă aș avea și cu 10 ani mai în urmă, atunci m-aș mai duce undeva și aș mai duce. Ei, da, dar nu ne e, nici pe noi nu ne e la lucru mult deja, da, gata, nu. Da, nu ne e, nu. Poate pe de acasă, că nu pot. Dar nu te poți duce, mă, tare la lucru, ți ajunge, ai muncit toată viața, gata. A venit el un băiet astă iarnă de la Chișinău să mă duc cu femeie, cu babă, să-mi îngrijele de zar. Eu am mai fost încă 2-3 ori în altă parte. Și m-aș duce. Dacă nu pot acasă, n-are cine, dacă nu ridic eu un cap pe deasă jos, nimeni așa șede. Da. Nimeni nu ridică știu, cum să am o primăvară, să mă duc de acasă și apoi... Când ai depus în grădină, când... Depus în grădină și apoi la iarnă și vin acasă, dacă din cază vin acasă. Așa vin acasă. La 1.000 de lei. Atât de frumos, păsările cântă, se aude cucu, atât frumusată. Da, lăsați-mi să îndrăgească încă nușii sau câinii. Așa e? Frumusață, aer curat. Da. Uite, foarte frumos, pădure, se aude. Deci, uitează, iepărășește tot, are gard frumos, are sarmana lume. Amendați și amendați, poftim. Câți bani au plătit talic, nici n-are bușelul de păr în cap. Cât? Strapuri. Da, eu am dat și eu. Dar ce avem să fac? Apoi poliția trebuie să vii iar la poliție. Da, ori el a pus plit că a dus în o grădină. Nu e, da. Știți că de-am, acum, vin poliția, intră în sat, unde duce? La seara prima, la mine. Dar poate să mă duci alt, poate numai la mine vin. Vin în mahala asta, la cine? La seara prima. E rușine de mahala. Ei, da, rușine de mahala. Lor să le știe rușine, să vă pui atâta amendă, să gândească, omul este are o pensie de 1000 de lei, îți pui atâta amendă, Doamne ferește. Da, mă vă spun că iarna asta am primit pe călbori, mă, dacă ți-ai de lei, nu, că noi să plecăm la asistența socială, ne ducem în sat, eu am să vin ziua, că noi să mă duc la asistența socială, să văd eu, de ce își bate joc de popor. Da, e ca fata asta mea, dacă e bolnavă, grupată, e și are omul ăsta, e om din ei, că mai scurt. Asta de mahală, are și tot om, și tot cu cubier, la dânsa. Dacă asta primești, călbori care 2000 de lei pensie. Dar fata mea care o 900, nu îi spate pe căldură. Că ai cucubinul și am să venim în comisie, vedem dacă îl găsim, apoi întoarce banii înapoi. Ei, și mai vorbă, da. El îți duc seara să uite cu cine sculcă. Da. Ele au nevoie, da. Ca să venim în comisie și să vedem dacă îl găsim pe cucubin. Alungă. Unde se alungă? Unde îți ducă? Uite, dragă. Dar el n-are matată și tatăl tot.
E trebuie să-și iei de asta, cum se cheamă, cât sunt familii și dacă are concubin și el nu lucrează, el spune la forțele de muncă. Dar el spune la forțele de muncă și lui trebuie să-i dăie. Și lui ajutor și ei ajutor. El e copilul oamenilor. Și el, cum de corect, vara, dar iarna? Iarna unde te duci? Iarna nu-i... Pensiei. Sărmana lume. Sărmana lume, că uitați-vă. Deci cât e de gravă situația. Eu vă spun, un dezastru și adaugă, mența îi mai adaugă la dezastru. E un dezastru, asistența socială își bate joc, nu le dă ajutor și mența îi adaugă, le mai dă și amență. Vă dați seama? Dar nici lumea din sat, din deal de colo, ne-a spus, o să duceți la doamna și ei cu stare mă amendează, Doamne ferește. O să pasta e amență. S-au sfădit doi vecini, le pune amendă. Da. Deci ei știu de amendă. Dar eu eram odată în casă și am zis, zic, de tot apoi amendele astea, mă rog, așa, să-ți ridici și zvania. Vrei zvania, zic, dar nu tu uiți. Dar și ridic el și casa, gine. Că el de un leafa lui de 5.000 de lei, cam tot nici el nu-i mare, n-are de unde face plit în o gradă. Chiar că nu mi-a făcătat pe nepotul meu, chiar am zis, că zic, nu merită să lucrați pe așa post. Dar el zice, dar de ce? Și s-o cosmătat că ar trebui să lucrezi. Zic, chiar că ați trebuit să cuțuva ca mine. Ca mine, dar stragi sapă, știi, da. Și dă eu și lucrament și tu i-ai amendat eu pe tine și tu i-ai trage cu sapă, ziua. Știi ce să mă scuzați? Eu am fost un poliție să fac cinească, dacă eu nici nu știu să facem cinele. Așa? Dar să m-aș făcut mama un băiet, dacă eu numai prin pușcării vreau. Nu e pe mine. Dacă să vreau de bată de Dumnezeu, de mama dragă. Da. Mai ales amul cu violența în familie, așa? Eu am interesat, știi. Da. Cum spune doamna, atunci răbdau femeile cu bătute și răbdau și nu celor poliție era rușine de sat. Dacă eu mă duc la poliție, dacă n-ați venit apoi și îți pățesc, cum lasă ține? Da. Da. Am o cuvelință în familie, foarte gravă situație, da. La neajunsuri, cel mai mare sărăcie, oameni buni, sărăcie ușit, uitează cuvintele mele. Sărăcie ușii de oameni buni. Bogătaș și sărac. Bogătaș și sărac. Procurorii, judecătorii trăiesc în minuni și îi amendează pe cine. Pe lumea asta... Da. Ne-am născut în așa stat, mafiot, banditesc, tâlhăresc. Unde că noi le dăm voie. Pe 30 de ani noi alergăm numai la alegere, așa? La alegere ne ducem, fugim repede și vine șor cu o pască. Vă dă șor pe aici pachete? Da, nu. Nu vă dă. Când ne dă chemat la orfie, când ne dă acum așa nu ne duce, apoi ne dă de ceva, dar așa am pensat. Nu dă. Eu nu știu cui dă. Nu știu. Eu da. Care se duc pe acolo, mai prin centru, mai... Nu știu, nu știu, da. Vorbă, nu știu, nu știu. Dar ați îmblat cu dânsul când vă chema, vă aduce pe undeva? Da. Dar vă dă de câte 100 de lei măcar? Nu. Nu, numai mâncare. Nu, numai acolo câteva. Câte un dulci, câte un... Sub de apă, soara așa ia și apă de la izboraș. Da. E de măcar vă aduceți, măcar mai vedeți câte ceva. Bine, am da. Auzit concert frumos, tare frumos. Așa-i? E doamne ferește, chiar frumos de tăi. Concert de tăi, n-am și vezi. Corect, dacă în viață nică nu mai vezi în statul ăsta, măcar... N-am nici televizor. N-aveți. N-am nici televizor, n-am nici radio, n-am nici trăiesc chiar ca în pădure. Serios, n-ai văzut? Dar și să-l cumperi pe mie și ei de lei. Pui păpșoi și ți-i fură. Da, și iaca, dar eu, Mentul vine și îți pune amendă. Statul îți dă 1000 de lei și mentul vine și o e. Dar cum? Da. Hai, strap, dacă îi merge ceva. Săraca lume, oameni buni. Eu vă rog frumos să mă distribuiți și scrieți-le mesaje la mentăraia asta și am să arăt cum lumina... Dar lumina va arde noaptea? Arde. Aveți? La stâlp, de la stâlp, până la stâlp. Uite că jumătate de sat arde, jumătate de sat nu arde. Nu știu, dar la noi... Dar la voi și arde. Arde, iar. Dar de multă voi instalați stâlpurile? În primăvară. Da. Înainte de alegeri? Cred, apă da. Când de pe atunci am început să... Da. Dar m-am mult fermat. Păi, dar eu... Dar știi ceva? Eu chiar nu prea mulțumesc cu oamenii ăsta. Așa-i? Dar de știi de ce? De ce? Că mă mai duc în pădure. Mai vin poate cu un băț în spinare, noaptea, că... Și nu-ți dă voie să iei un băț. Că ziua pădurarii, Doamne ferește, unde este duce? Bă, dacă ei le-au vândut pădurile, mă, tale știi că nu le-au vândut, dar le-au luat în ariendă. Și apoi ea că merg cu băț în spinare și mai vede cineva, dar dacă e întuneric, nu mă mai...
când într-un ogradă. Dar și noi înainte îmblam vreascurile și le strângem, curățăm pădurii, asta era bine. Dar nu de voi. Nu de voi nici vreascul stei. Eu am fost la pădurar la lucru de 2 ani în urmă, cam 3. Și am lucrat, am fost 2 zile la lucru și am zis să le iei niște lemne și nici azi nu mi-a dat. Încă m-am întâlnit mai de unul pe domnul și a zis că nu, de e mic, este duci pe pădure. Dacă eu nu o să mai ies cu domnul. Corect, corect. Dar știți de ce? Că șorul a luat codrii, șorul cumpărat, nu l-a cumpărat, dar a luat în arendă codrii până în anul 57. Până în bătrânișor, el are pădure. Voronin, da, Voronin și-a luat pădure. Și înțelegeți, ei le-au îngrămădit și nu-ți dă voie un băț. Care au luat carierele de năsâp, nu-ți dă voie să iei un sac de năsâp. Așa spune lumea, oameni buni. Eu vă arăt în direct ce spune lumea. Care chiar au carierele care până trăiesc, nu-ți dă voie să iei nimic. Pune pază, bercut, nevoie, variante. Vedeți ce spune pădurarul. Nu cumva să-ți dai în cap să intri în pădure. Da. Nu cumva să intri în pădure, iau și spune... Dar eu n-am știut, oameni buni, de bispredelul polițiștilor, de ce de pensat. De-aia eu vreau să vă arăt. Vreau să vă arăt bispredelul polițistului Ion. Îl cheamă pe dânsul, da? Ion, Vania. Jingan. Jingan Ion. Lasă că eu am să-i scriu căciulița. Jingan Ion din satul Dâșcova, raionul Orhei. A, el e din Stepsuci. El e vinitic și face și vrea din poporul ăsta. Da, da. Altfel, cum să-i spui? Că era un om din sat, poate să mai gândi, să mai uita la 1000 de lei, să-i pui amendă, râsule și lepră, eu le spun și le spun pe de-a dreptul cum este. Și tu, pădurarule, să nu-i dai voie să iei un băț din pădure, chiar că tău-i. Pădurea e alături, vreau să vă arăt. E că măcar șor le-a pus lunină, coț, că e de... E că aici e pădurea, vedeți? Iată, aici e pădurea înainte. Frumos, cânt păsările foarte, aer curat. Avem în Moldovă oameni buni, nu aveți idee, ia câte le-s. Casele părăsite, lumea a murit, nimănui nu trebuie să înțelegeți, că și e dacă... nu aveți idee ce se întâmplă în Moldova, oameni buni, nu o să avem investiții. Mentu în sat, doctorul, Mentu și popa, iată, gospodarii satului care ei se îmbogățesc. La popă trebuie să duci lumânări, să te tieni de moarte, dacă îi se mori, tu mai știi și e acolo. Om răspunde de ce e ce am făcut. Foarte, foarte frumos, vă spun, că e pădure, că e pădure și nu-i de voie, duc să iei un lemn, oameni buni. Dar de ce? Pentru că e în arendă. Dar acum e în arendă, noi trebuie să știm. Știi numai pădurarul. Distribuiți, oameni buni, distribuiți. Asta este satul Dâșcova, raionul Orhei. Bravo lui Valeriu că știe de unul, de altul din sat. Fiecare sat trebuie așa să vorbească. Fiecare sat să vorbească și ne ajutăm. Oameni buni, să agităm lumea asta din sat, că mi-te uitează la dânsa la poartă, e tot, vedeți, prășit, bravo. Uitați-vă la vârsta ei, prășit, tot, pus, făcut din 1000 de lei, duc când îți plătească pensie. În loc să nu-i dă statul nici ajutor, oameni buni. Statul nu-i dă nimic ajutor la 1000 de lei. Rușine talharilor, criminalilor, asistența socială din satul Dâșcova, rușine, criminali și sunteți. Rușine, tu știi în sat cine este și care necesită un ajutor. Rușine, la 1000 de lei, tu trebuie să dai până la 2000 de lei să aibă. Dar eu am să vin și am să o ajut, credeți-mă. Am să vin și am să îi impun să lucreze, nu-i din capul lor. Voi distribuiți și ajutați-mă cu distribuiți să ajungă la urechile lor, la râsurile și la lieprile astea și să mă întrebe cineva de ce le spun așa cuvinte. Eu nu mă mai pot uita la sărășia asta, credeți-mă. Asta e grav. Asta e grav, sărmana lumii. Sărmana lumii. Asta este foarte grav. Distribuiți, nu-ți dă voie să iei din pădurea ta un leu, un lemn. Să nu-ți dă voie din pădure să iei un lemn, oameni buni. Să ducă bunica cu o șotcă de lemn, tu pădurarele, gospodarele, trebuie să-i aduci o căruță la poartă. O căruță de lemn să vii să-i aduci la poartă. Rușine. Plec mai departe să vă mai dau alta la primărie, mă duc numai decât să-l găsesc pe gospodariul ăsta de ment. Mă, el mai face și alte așa, și mai pune și mai straf, mai dai la stată, dar mai deși am așa e? Așa e, așa, dar pe asta e. Dar nu ți-ai rușine, măi, lepră, jăgodii, da, șered. La stată îți dai atâta, dar nu îți dai o leac mai puțin. Da, dai măcar o leac.
Doamne ferește. Dar pe eu am spus azi dimineață, 700 de euro cere, 700 de euro, astea-s 14.000 de lei. Cere polițistul Colun Petru, cu Radu Păscari, cere eu de la oamenii care lucrează pe busuri. Ce vă pare? Ești toți așa? Ești toți așa, da? Asta nu... Dar vă spun că are și cere. Nu se teme de păcate, așa, nu se teme de nică. La biserică se duce, se măcar și spele. Da. Dar dumneavoastră vă duceți la biserică? Când aduc aminte. Bravo, da, corect. Mă duc, dar... Rău să nu faci, dar eu... Dacă nu mă duc la cer, dar într-o fel e Dumnezeu, cred. Corect, așa și eu zic. Am o credință a mea aparte, da. Da, o credință aparte, da. Da, că acolo trebuie să mai duci mai pui lumânări, dacă mai pui și lumânări... Dacă n-ai bani cu șiria, că la păzări nici nu mă duc, înțelegem că n-am... Că nu-i... Dar de-aia trebuie să terminăm cu moda asta de dat ștergare, de pomeni, da, eu socot că e urât. Eu socot că ne ducem cu o lumânare. Eu de moarte mi-am luat, dar să fac cu dozile. Dar nu trebuiește, nu trebuie să vă gătiți de moarte, nu o retrăiți. Pe fața pământului nostru rămânem niciunul, unul pe altul să ne îngropăm. Da. Eu mă întorc înapoi la dumneavoastră, vă promit, și mă întorc înapoi. Nu, nu, în altă zi. Știu că eu am rău să văd acasă. Eu am să vă găsesc, nu retrăiți. Da, nu vreau. Bravo, da, corect. Da. Dacă eu am de fost niște șpalieri la jeie și mi-a întrebat doi băieți, și trebuie să-i plătesc. Dar n-am o capică, n-am nică. Și să plătesc la băieți, dar jeie de-a muia că tot de-a da, da, e de-a mamușă, da, 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 e mugurită, gata, da, e târziu. Da. Că am hotărât să o pun pe șpalieri, că mai ușor. Corect, mai ușor, da. Așa trebuie să mă după haraj, da, să-i da, da. Trebuie să-i pui primăvara. Da. Eu mă întorc mai decât la dumneavoastră, pentru că am duc la asistența socială la voi, la primărie, și am să fac acolo